astăzi dăm drumul următorului Vlogmas din seria Ela Vlogmas 2023. Este o provocare pe care am acceptat-o, dar este destul de grea. Având în vedere că trebuie să fiu și la un job full-time și trebuie să fiu și acasă și trebuie să fiu și cu voi în fiecare zi, e un pic greu pentru mine. Astăzi, acum mai târziu deja, dar vreau să vă spun ce facem mâine, pentru că nu știu dacă o să apuc să fac o introducere ca la Brad, când am făcut Bradul, că nu am apucat să fac introducerea, așa că vă spun acum repede ce facem, ce, cum, unde și așa mai departe. Astăzi pregătim poze pentru Vinted, că mi-am făcut cont, iar mâine dimineață o să mergem să ne schimbăm manicura și nu știu, mai vedem ce facem, dar cea mai importantă chestie este că vreau să fac poze pentru Vinted și vă iau cu mine să vedeți cum decurge acest proces. Mergem dincolo în dormitor, că acolo se întâmplă. Vreau să vă zic doar că ador acest brad și bradul de anul acesta. Îl iubesc maxim, maxim, maxim de mult. E cel mai frumos brad pe care l-am făcut până acum. Poate și pentru că suntem într-un loc special pentru noi. Suntem la noi acasă și suntem în locul în care l-am făcut așa cum am vrut noi. Hai să mergem să facem treaba, să postez pe Vinted. Dacă vă interesează, vă las link mai jos cu canalul sau contul sau canalul, cred că, de Vinted și mergem la poze. Dacă vă interesează ceva, lăsați-mi în comentarii sau ne vedem pe Vinted. Hai, hai la poze! Vine partea cea mai interesantă, când trebuie să le pun toate la loc și să pun pozele pe Vinted. Ne vedem dimineață. Nu o să închei vlogul, că nu vreau să fiu unul scurt. Ne vedem dimineață și mergem la unghii, că abia aștept. Abia aștept, că nu mai pot. Îmi sunt foarte, foarte, foarte mari. Crescute, mai ales asta. Asta, felul următor, că de dimineață, când am plecat la unghii, nu am filmat pentru că aveam mașina înghețată bocnă și a trebuit să stau să o dezghez și am întârziat la programare, că na, ce poate să facă Manuela. Dar acum am terminat, așa arată unghiile mele, ați văzut că am și filmat. Este de un verde foarte frumos, cu un sclipici, nu știu dacă se vede. Dar o să vă pun și poză. Da, uite, se vede. Și cu un sclipici foarte, foarte fin. Acum vreau să mă duc până la DM. O să filmez puțin și pe acolo și merg acasă să mă încălzesc pentru că am înghețat de frig. We'll be right back.
la DM și am cumpărat câteva chestii. Am luat un cadou, e vorba de acest set cu cremă de mâini și gel de duș. Am luat pentru pisicuțe mâncare, că nu mai au, și am luat două astfel de seturi pentru că nu mai am, și astea sunt cele mai faine pe care le-am încercat. Acum mă duc acasă să fac de mâncare și probabil că o să ne vedem mâine cu alt vlogmas.